Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Stăm acasă, așa că trebuie să ne facem de lucru. Astăzi avem un clipuleț legat de hainuțe, și anume un haul pentru copii. Am pus recent o comandă la H&M destul de mare și am zis să vă arăt hainuțele pe care le-am ales pentru ei acum în perioada asta de tranziție, ca să zic așa, de la iarnă super răcoare până la un pic mai călduț, dar nu prea. Deci tot haine cu mânecă lungă avem, nu tricou, nu maieuri, nu chestii din astea, n-am ajuns încă acolo. Tot alese pentru Natalia, fetița mea care are aproape 5 ani și băiețelul meu Dominic care are aproape 3 ani. Între 2 și 5 ani, cam pe acolo sunt hainuțele. Le-am ales de la H&M aici în Marea Britanie. Am prins o reducere, mi s-a părut destul de ok. Pe ecran o să vă pun prețul la produs / prețul care este normal. Prețul care este normal, prețul întreg al produsului / liniuță prețul pe care eu l-am plătit fiind redus. În spate este și glasul copiilor mei, adică sunt jos în living și se joacă, nu am ce să le fac, nu am cum să le închid gura, am copii mici în casă și asta este, mai ales că este vorba despre hainuțele lor, cu siguranță nu o să vă supărați. Dacă vreți să vedeți ce am ales eu anul ăsta pentru ei acum, în martie cel puțin, n-am mai făcut de mult un haul cu hainuțe pentru ei, urmăriți clipulețul în continuare. Haideți să încep cu Dominic, este băiețel, este mai micuț și i-am cumpărat set de chiloței, ceva nou pentru noi, pentru că până acum nu i-am mai dat. Are numai Pampers, în iunie o să facă 3 ani și încă facem Pampers, e mixt, face și la uliță și Pampers, depinde cum nimerește, deci încă suntem în procesul ăsta de învățare la uliță. Mărimea hainelor pentru Dominic este 2-4 ani sau 2-3 ani, depinde, pentru că unele sunt la bluze, unele sunt la pantaloni. Tema de anul acesta, în ce îi privește pe copii, sunt unicornii, Peppa, prințese, dar nu știu dacă am prințese pe acolo, mai mult unicorn și Peppa Pig, și la Dominic mașinuțe și dinozauri. Asta o să vedeți aici, adică în modelele hăinuțelor, pentru că asta le place, astea sunt pasiunile lor și le respect pe cât de mult pot. Adică nu mi impun anumite lucruri, vezi că trebuie să porți așa, le iei pe asta pentru că vreau eu. Nu. Ce-ți place să porți astăzi? Amândoi se duc la dulăpior și aleg hăinuțele, se îmbracă, nu le-am impus niciodată să-și ia ceva ce nu își dorea în ziua respectivă. Trebuie să le respectăm treaba asta pentru că mai ales de la 3 ani încolo încep să aibă personalitate, 3-4 ani, și trebuie să le respect lucrul ăsta pentru că dacă nu s-ar putea să te trezești mai târziu cu niște, nu știu cum să zic, lipsuri lăsate în creier la copii, se numesc traume, pentru că tu nu l-ai lăsat să se îmbrace cum vrea și spune, mamă, eu n-am dreptul să aleg cum îmi doresc eu și cresc așa până la 20 de ani. Este destul de nasol, așa că eu, din punctul meu de vedere, dau sfatul ăsta să-i lăsați pe copiii voștri să aleagă singurei articolele de îmbrăcăminte din ziua respectivă. Dacă se întâmplă la un moment dat, mie mi se întâmplă de multe ori, aici este rece, Marea Britanie, Natalia vrea tricou dimineața și pantaloni scurți. În momentul la eu de mânuță, o scot la ușă, unde deschid ușa și este ger, bineînțeles. Pe pielea ei proprie vede că este frig și intră înapoi în casă și cere pantaloni lungi și mânecă lungă. Deci, trebuie să înțeleagă copilul, mai ales dacă e ca Natalia 4 ani și jumătate cu mare, nu impuneți ea aia pentru că vreau eu, ea aia pentru că este frig. Arată-i că este cum este, ca să înțeleagă de ce poartă anumite articole de îmbrăcăminte. Și asta a fost ca o paranteză, ca o mică fereastră pe care am ținut să o spun, pentru că eu am citit despre lucrul ăsta din partea de psihologie și este bine să lăsăm copiii să se dezvolte, să fie independenți, să aibă încredere în ei, să învățăm ca părinți să fie puternici și nu slabi, nu să zic că eu nu sunt stare să fac aia, eu nu sunt stare să-mi aleg aia, pentru că nici mama nu mă lăsa când eram mic sau mică. Așa gândesc eu, iar acum haide să trecem la articolele de îmbrăcăminte. Primul este o bluziță pentru Dominic, este de o culoare albastru închis, să zic. Este 2-4 ani, după cum am spus, și are pe pieptuț aici un excavator, cred că e ăsta, nu știu, sper că zic corect, nu prea le-am cu mașinile. Chestiile astea mari de teren, dar cred că e excavator. Nu știu dacă și scrie pe el, ia să vedem. Nu scrie, dar e foarte drăguț și e materialul destul de solid, dar nu prea gros, încât să transpire pe vreme din asta. Este destul de ok. Mânicuța are așa, nu are la capăt strâns, dar nici nu trebuie. Este genul de bluziță de la H&M, nu prea subțire, dar nici prea groasă. Este undeva la mijloc și mi se pare chiar ok, i-a plăcut. Înainte să pun comanda asta, i-am întrebat pe amândoi. Adică mă uitam pe site la H&M și când găseam un articol, chemam, Dominic, vină puțin, te rog, Natalia, vină puțin, te rog. Îi arătam, îți place mamei asta? Da, îți place asta? Da. Dacă spunea nu, bun, trecea mai departe, pa. Deci le respectam și acolo punctul ăsta de vedere, pentru că dacă nu-și doreau ceva, în momentul în care îl vedeau, pur și simplu, înseamnă că nu-l purtau nici după aia acasă și îl aruncau în dulap și nu-l mai luau de acolo niciodată. Așa că am preferat să-i întreb și când a văzut bluzița asta, ca și restul pe care le-am pe aici, Dominic, da, era o chimbare, da, mami, da. Bun, atunci am cumpărat bluziță cu scavator pentru că este foarte drăguță. Mie cel puțin îmi place mult. Îmi place că este o combinație între albastru închis și alb. Galbenul ăsta de la excavator este o culoare destul de intensă, un galben intens și mi se pare super drăguț. Mai departe avem niște pantalonași cu ninja. Testoasa ninja? Ea este?
Cred că da, pantalonașii ăștia au avut și hanorac sau o bluziță, adică era ca un set, dar separate, cumpărai articolele separat, însă nu am mai găsit bluzița în mărimea lui Dominic. Pantalonașii ăștia sunt 2-3 ani, am zis 2-3, 2-4, depinde cum sunt articolele la ei, însă bluzița nu mai era în stoc, era doar 6-7 ani și bineînțeles că era mult prea mare pentru Dominic. Plac mult pantalonii ăștia pentru că au culoarea asta aici, verdele ăsta super drăguț, și au imaginea asta, care iar este o culoare intensă. Dacă vedeți unghia mea aici, să știți că este tăiată. Îmi cer scuze dacă vă deranjează cumva vizual, însă nu am cum să o ascund, se vindecă și asta este, mi s-a întâmplat un accident în bucătărie. Deci, după cum spuneam, este broscuța asta ninja foarte viu colorat, verdele ăsta, și aici este același verde la șnuri, iar în interior nu știu dacă au puf din ăla, să vedem. Da, au puf din ăsta, dar se duce la spălat. La noi cel puțin la mașina de uscat dispare după 2-3 spălări, deja e pantalonul plat pe interior. Iar aici jos scrie Lego, cred că este colecție Lego H&M sau ceva de genul. Și sunt piese de Lego și Lego, mă, e Lego îmbrăcat în ninja. Ok, nu prea le-am eu chestiile astea, însă ideea este că lui Dominic i-au plăcut pantalonii mult. Abia aștept să-i vadă pentru că nu le-am arătat astea, doar pungile așa mare, am zis nu că trebuie să le filmez. După aia le spălăm și le dăm să poarte, dar mi se par super drăguți pantalonașii ăștia. Următoarea bluziță este una cu dinozauri, mă dau un pic mai în spate ca să vedeți mai bine. Stegozaur, Stegozaurus. Este o bluziță subțire, asemănătoare cu prima pe care v-am arătat-o și îmi place mult. Nu este nici asta la capăt aici prinsă, adică făcut așa cum e bluza mea, de exemplu. Este un albastru șters, mai bine zis, cred că așa aș putea să-i spun, un albastru pigeon. Sky blue, light blue. Dominic iubind dinozaurii la ora actuală, când a văzut bluza asta a zis wow, a văzut dinozaurul, gata, i-am pus-o în coș și am zis că o cumpăr. Și chiar o recomand pentru sezonul ăsta pentru că nu e nici groasă, dar nici subțire, este undeva la mijloc. Din câte știu eu, pentru că se întâmplă să cumpăr destul de des de la H&M articole de îmbrăcăminte, ei au bumbac organic în multe, multe lucruri pe care le vând pe site și am haine multe eu personal de la H&M, Laur și bineînțeles și copiii, pentru că îmi plac hainele lor. H&M este unul din site-urile mele, companiile mele preferate de a cumpăra haine aici în Marea Britanie, cred că și în România aș alege la fel. Organic cotton, exact cum am spus, din bumbac organic. Iar aici am pentru Dominic două perechi de pantaloni care au fost în set. Este set de pantalonaș, bineînțeles cu mașini, ce iubește Dominic, mașini, am dat numele inspirată de Dominic Toretto din Fast and Furious, deci da, nu mă mir pentru că am atras chestia asta destul de mult și se pare că lui Dominic îi plac mașinile, așa că pantalonașii ăștia sunt cu mașini. Sunt niște pantalonași super subțiri, nu știu dacă vă puteți da seama la cameră, dar sunt extrem, extrem de subțiri și eu mi-aș dori pantaloni din ăștia, îmi plac foarte mult, îmi place materialul, sunt moi, așa nu aici sus, nu au buzunare, nu au nimic. De asta spun eu că sunt super ușor și presupun că și lejer. Galbenul ăsta e un galben pe care eu îl iubesc, e un galben ca un pui din la Mititel și îmi place foarte mult. Iar a doua pereche este cu mașini, după cum am spus. Sunt mașinuțe, ce mașinuțe? Albastre, galbene și roșii. Nici ăștia n-au buzunare pentru că sunt la fel ca și ceilalți, dar îmi place materialul foarte, foarte mult. Și cred că o să mai cumpăr un set de două, dar cu ce mai era? Cu bărcuțe, parcă? Erau niște bărcuțe sau nu mai țin minte și el și-a ales cu mașini bum bum, bineînțeles, pentru că lui îi plac bum bum. Foarte, foarte mult. Îmi place setul, practic, pentru că este un set format din două perechi de pantalonași. Ei bine, acum. Uite că am ajuns să-i cumpăr și chiloței lui Dominic. Eram emoționată când i-am pus în coș, sincer, pentru că este prima dată când cumpăr așa ceva pentru băieței. Da, e singurul băiețel pe care l-am. La Natalia m-am tot învățat, este că la nu știu câta 10 de perechi pe care am cumpărat până acum de chiloței, i-am tot schimbat. Am și pentru ea chiloței acolo, dar ajungem imediat. Abia și să-i deschid pentru că ne-am desfăcut până acum. Da, 2-4 ani sunt chiloței, așa arată aici, briefs, 5-5 pack și ăștia din bumbac organic, dacă nu mă înșel. Și sunt, bineînțeles, cu mașini. Cu ce puteau să fie decât cu mașini. Haideți să-i deschidem să vedem cum arată, pentru că nu i-am deschis până acum. Sunt așa portocalii, wow, ce culoare intensă. Ok, sunt simpli, materialul e ok de construcție. Sunt foarte, foarte drăguți și sper să-i fie bun. 2-4 ani ar trebui să-i fie ok. O să văd atunci când o să-l îmbrac pentru că sunt tare, tare curioasă. O să vă spun și vouă un vlog-uri sau nu știu, evoluția lui practic cu chiloței, însă mă bucur mult că am apucat să-i cumpăr. I-am arătat toate modelele de chiloței care erau pe acolo, el și-a ales cu bumbum pentru că îi place bumbum. Materialul de la H&M la lingerie intimă, mie îmi place, am și eu lingerie intimă de la H&M. Are și Natalia. Ea nu știu câte oară când îi cumpăr de la H&M lingerie intimă și chiar o recomand pentru copii pentru că mi-a plăcut foarte mult. Un singur articol mai avem pentru Dominic, deja l-am tras pe cel al Nataliei mai încoace. Este o bluziță care mie îmi place mult. În ultima perioadă la școală, o lună sau o lună și ceva, am avut o temă despre spațiu, despre planete. Am făcut chiar și un proiect la școală cu planetele, cei care mă urmăresc în vloguri l-au văzut deja. Așa arată bluzița, este un albastru închis.
Iar steluțele astea și racheta sunt așa, nu fosforescente, nu știu cum să zic, că reflectă lumina cumva, sunt foarte, foarte drăguțe. Mi-a plăcut mult bluzița asta și abia aștept să-l văd îmbrăcat în ea. Natalia, când a văzut, pentru că era obișnuită de la școală, a zis, wow, ce bluziță frumoasă. Este o rachetă care practic zboară spre lună, spre spațiu, nu știu, pentru că are așa ca un foc. Blast off, scrie aici jos, e super, super simpatică bluzița asta. Cred că mi-aș dori și una de genul, pentru că mie îmi plac stelele, îmi place spațiul, vedeți de pe mână stelul. Super simpatică bluzița și îmi place modelul, îmi place materialul. La mânuță nu este strânsă, este dreaptă așa normal. Abia aștept să-l văd îmbrăcat în bluzița asta cu spațiul. Iar acum să trecem la Natalia. Iar la Natalia, după cum am spus, atracțiile principale sunt unicornii în momentul ăsta. Am două costume cumpărate pentru ei pe care o să vi le las la final, pentru că nu le am acum lângă mine. Bineînțeles că mi le-au jumulit din cutie când a venit comanda de la H&M, s-au îmbrăcat în costumele alea. O bluziță aici cu Peppa, care este cu paiete din alea care se întorc pe piept, spune I'm Interactive. Este o bluziță cu un roz intens roșu. Peppa are o floricică la ureche, iar rochița ei este galbenă, dar se întorc paietele alea și cred că vine altă culoare. Iar aici la spate este mai lungă decât în față bluzița. Super drăguț, e o culoare care îmi place mie, turcoazul ăla așa. Uite așa e întoarsă bluzița. Wow, cât de faină e! Oh my god, cât de frumos se vede! Apoi ok, nu seamănă deloc cu aia galbenă. E mult mai faină așa. Wow, vreau și una din asta. Vreau și o bluziță așa. Da, e super drăguță, nu este prea groasă, e chiar ok ca grosime, iar aici la mânecuță este dreaptă. Cred că o să-i placă foarte mult asta, vine un pic lungă la spate, după cum am zis, vine ca o rochiță oarecum, cu niște colanțe, super, super simpatică bluzița, îmi place mult de tot. Îmi place mult Peppa Pig și mai ales dacă Peppa e unicorn, aia, i-a dat-o pe spate, gata. Mai am o bluziță aici, cred că e cam de aceeași grosime ca și cealaltă, interactivă cu paietele alea. Dar asta nu are paiete, are sclipici. Bluziță albă, scrie Magical, încerc să citesc invers pe spatele bluziței. Și are pe Peppa, bineînțeles, unicorn și Peppa care are coadă. Mi se pare amuzant pentru că o știu pe Peppa porcușor care are codiță, însă nu codiță de unicorn. E ca o balerină, pare să aibă ochii din aia de balet. E rozul combinat cu turcoazul ăla. Deja gata, vedeți, la ochi am și la ochi o oarecum culoare de turcoaz. Este un albastru deschis, un bleu. Însă îmi plac foarte mult culorile și are un pic de sclipici aici ca să nu fie chiar așa de plictisitoare, chiar așa de basic. Mi se pare drăguță bluzița și bineînțeles că i-a plăcut pentru că are unicorn. Deci dacă nu avem unicorn, nu e ok. Au devenit unicorn în momentul ăsta. Wow, când s-a născut ea nu erau la mod în halul ăsta, însă acum găsești unicorn pe cană, pe mâncare, pe haine, pe lingerie de pat, peste tot, deci numai unicorn sunt peste tot. Exact ce spuneam, pantaloni cu unicorn. Sunt niște colanți care sunt super drăguți. Nu e apropiat de cameră pentru că telefonul distorsionează culoarea și nu se mai vede lilaul ăsta, muhul ăsta super drăguț. Vedeți unicornii ca au sclipici, cred că se vede la cameră. Sunt niște colanței super, super drăguți. Până jos sunt așa. Sunt drept. Mi se par foarte drăguț. Culoarea, în principal, îmi place, pentru că mie îmi place culoarea asta de lila. Pantalul ăsta cu unicorn, dacă nu-l aveau, cred că nu erau chiar atât de interesant. Copiii voi știi că-s curioasă. Tot așa, mai ales fetițe, dacă sunt înnebunite după unicorn. Pentru că Natalia peste tot și ar pune, de sincer. Acum e îmbrăcată în unicorn. În costum de unicorn jos, cu corn, cu coadă, cu aripi. Da, așa se spune, conscious. Mă rog, bumbac organic, drăguță culoarea, drăguț materialul. Mă bucur că i-am cumpărat. Are Edita mai fustița din asta. Este o bluză care a fost în set cu asta de aici, cu fusta. Parcă e din aia de balet, dar de 10 ori mai grasă decât aia de balet. Și bineînțeles, Peppa este din nou unicorn. Unicorn magic. Din nou magic, din nou unicorn. Peppa este unicorn. Tot cu turcoaz, cu roz, fustița de balerină. Cred că seamănă cu Peppa aia de pe bluzița anterioară albă. Asta este o culoare din aia între turcoaz și verzui. Vedeți care, când se vede turcoaz, când se vede verzui. Dacă eu aici în spate când mă uit la aia, în momentul ăsta, au avut verde pe interior, dar pe exterior probabil că are turcoaz. Are partea asta care este dantelă una la mână și după aia are dosul. Sunt destul de groase ambele, câte un strat din fiecare. De asta pare atât de mare. Cam așa vine. E super pufoasă și stufoasă și puțin să vă dați seama. Bluzița și nu vrea să stea pe pădreaptă. Ok, bluza și fustița se potrivesc, mi se pare că vin drăguț. O să vedeți, bineînțeles, pe Nati îmbrăcată prin vloguri în ea, pentru că abia așteaptă. Deci acum când mă duc la ei să pun astea la spălat, o să sară pe ele. Wow, uite și pe asta, uite și pe asta. Aici, după ce care sclipiciul ăsta cum l-are, are un design. Cum au ridicat materialul ăsta de dantelă sau ce este, l-au prins așa un picuț încât să pară ondulat pe marginea fustiței. Este foarte, foarte interesant. Drăguț setul, l-am prins redus pe asta. Costa mai mult de 10 lire dacă nu mă înșel în redus, așa că m-am bucurat că l-am prins redus și mai ales mării mei. Am uitat de Elsa. Altă pasiune mare de anul ăsta, Elsa.
Frozen 2. Adevărul este că sunt niște desene ca și poveste extraordinară. M-am uitat la Frozen 2 și vă recomand să vă uitați, pentru că este o poveste incredibil de frumoasă și uite că am albastru la ochi astăzi ca și Elsa. Mami astăzi e Elsa, într-o variantă mult mai modernă și mult mai sportivă. Avem niște colanți cu Elsa, care au fost destul de scumpicei, dacă mi-aduc eu bine minte, aproape 10 lire. Perechea asta de colanței, însă este materialul moale. Deci când am pus mâna pe ăștia, am simțit o diferență între ăștia și ceilalți cu unicornii pe care vi-am arătat mai devreme. Este o diferență pentru că, na, e colaborare cu Disney. Elsa aici destul de supărată, destul de serioasă. Și sunt niște colanți drăguți. E o culoare lila, undeva în degrade vine. Este lila mai închis sus și vine deschis până de Elsa. De imaginea cu Elsa aici sunt super drăguți. Colanții au, dacă v-ați uitat la Frozen 2, elementele alea cum zburau, mai ales apa și, nu apa, era calul, aerul, cam tematica asta o au colanții. Uite pe aici, asta vreau să spun. Aici jos pe piciorul drept este Elsa, vine așa, cam mi-a ridicat mâna de tot. E foarte, foarte frumoasă, deci îmi place de Elsa, îmi place filmul, no comment, eu lipseam să am colans cu Frozen. Iar aici la piciorul celălalt este calul, elementul apei cred că era. Mă contraziceți dacă știți mai bine decât mine, vă amintiți mai bine decât mine, însă eu așa știu că era elementul apei, calul, spiritul apei. Era cu spirite, cu... De asta spun eu că e frumos. Desenul merge și uitați-vă, dacă nu v-ați uitat, oricum stați acasă. De asta se și vede o diferență de material, pentru că este Disney, Disney H&M. Super drăguț colanți. Ăștia cred că o să-i poarte foarte mult timp, dar adevărul este că sunt frumoși, deci merită aproape 10 lire după mine. Cred că merită, pentru că este material mai bun, iar designul este chiar frumos. Unde el s-a pierdut pe Elsa? Unde ești Elsa? Ah, pe partea cealaltă, ok. Da, am găsit-o pe Elsa, super drăguț colanții, da. Chiar îmi plac, de sunt drăguți. Iar ultimul lucru pentru Natalia sunt chiloței ghiși cu ce? Cu Peppa și cu unicorn. Este așa un model cu roz, după aia este cu curcubeu, nu prea văd bine, unicornul și Peppa unicorn, parcă e pe bluza aia cu fustița cu tutu. Aici are Peppa și rainbow și floricică, parcă e asta sau nu știu, n-am ochelarii puși sau nu râdeți de mine, pentru că nu văd bine ce e în partea asta. Aici este Peppa, iar unicorn și îmi plac culorile. Deci culorile sunt super drăguțe la perechile astea de chiloței și cred că sunt 7 perechi aici, nu cum sunt la Dominic 5. Așa arată, e un roz wow, deci l-aș mânca, e un roz Barbie, e un roz super, super drăguț. Și e simpatică și Peppa. Bă, și mie îmi place Peppa, deci pe bune. Dacă mă uit la desenele cu Peppa, sunt educative, cu familia, cu copiii, cu distracții, cu, mă rog, educație, chiar îmi plac. Iar a doua pereche pe care vă arăt sunt cu un balon unicorn și Peppa, bineînțeles, e făcută un unicorn cu coadă, cu tot tacâmul, să nu lipsească nimic. Arată aici o culoare mauve lila, nu arată telefonul, vi arată de la distanță ca să-i vedeți culoarea, dar desenul cam ăsta este cu Peppa unicorn. Uite așa. Deci o diferență de la cer la pământ, așa sunt chiloței, mauve lila, asta e culoarea adevărată. Da, sunt drăguți, deci chiar sunt frumoși și sunt mai mari decât cei pe care i-are acum. Cei pe care i-are acum erau 4-5 ani, tot de la H&M, dacă nu mă înșel, și ăștia sunt 4-6 ani. Este o diferență pentru că sunt mai mari și are nevoie de chiloței mai mari. Sunt niște costume de animăluțe, unicornul eu îl consider animal. Am dreptate sau nu? Deci Natalia are un costum cu unicorn, Dominic are un costum cu leopard. Leopard cred că este pentru că are pete maronii și pielea maronii mai închisă, în fine. O să pun aici poze cu ambele costume unul lângă altul, colaj făcut. Sunt 17 sau 18 lire un costum. La ele nu am avut reducere, dar le-am cumpărat așa pentru că am zis în perioada asta de stat acasă, de stăm acasă, să aibă niște costume, să se distreze, să se mai mulțărească prin casă, să aibă coadă, pentru că au și coadă costumele. Costumul Natalie este un material subțire, super subțire, însă cel al lui Dominic este de pluș. Și trebuie să-l las doar cu maiou pe sub, cel mult șosete în picioare, ca să nu transpire și oricum îi ține de cal costumașul ăla. Mi se pare ceva ok, mi se pare o idee așa, care te scoate din normal un picuț, pentru că eu le pun acasă coadă dintr-un batic, dintr-un prosop, dar nu este același lucru ca și cum are coadă așa și dă din ea, pentru că le place să se mai mulțărească, să aibă imaginația aia super dezvoltată ca și copii, este normal, este absolut normal. Trebuie să-i lăsăm să se pună în pielea personajelor, să se pună în pielea animăluțelor, să se distreze, să-și dezvolte parte din creier de imaginație. Să le căutați după numărul articolului sau după nume. Dress up costume sau ceva de genul, nu mai știu cum îi zicea pe site, însă mi se par super interesante și interactive în același timp și chiar țin copii ocupați. Deci ai mei stau îmbrăcați și au dormit în costumele alea că nici, doamne, nici chip să le dau jos de pe ei după ce s-au îmbrăcat. Două costume super drăguții și chiar vi le recomand dacă aveți copii care
na, sunt mai zbordalnici și cred că sunt mai toți și în perioada asta când trebuie să stăm acasă. Așa că recomand niște costume din astea să se distreze prin casă, să se mai mulțărească, pentru că sunt copii și este absolut normal. Așa că, dragii mei, sper că v-a plăcut clipulețul de astăzi, sper că v-a plăcut produsele și poate v-am inspirat într-un oarecare mod să cumpărați și voi pentru copiii voștri. Nu trebuie neapărat să vă duceți în magazin fizic, nici în România, nici în Anglia, ci cred că nicio țară, puteți să comandați acasă pentru că nu este nicio problemă. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, pupici mulți din partea noastră și multă sănătate. Ne vedem în clipulețul următor. Pa, pa!